Salut! Astăzi am să vă arăt cum să montăm un GoPro pe o cască, folosind chestia asta, Sugru. Îl găsiți online, câțiva dolari, e destul de ieftin. Luați câteva pliculețe. Și ce este de fapt Sugru ăsta? E un fel de cauciuc care se întărește în 20 de minute. Și poți prinde montura de cască fără niciun fel de probleme. Deci în loc să folosim banda 3M, probabil așa o aveți voi, o să scoateți chestia asta și o să rămână montura curată, plasticul. După care, asta e cea mai simplă metodă pe care am văzut-o eu. Am încercat diverse chestii, o să vină asta așa, o să vină un J-hook în jos și camera o să vină așa. Deci o prindere simplă și rapidă. Perfect. Așa. Să aveți grijă, un pliculeț din asta ține 20 de minute până se întărește. Odată ce l-ați desfăcut, trebuie să-l consumați. Face reacție cu aerul și nu mai e bun după aia. Acum e ca un fel de plastilină, foarte moale. Ok, hai să vedem de cât avem nevoie. Mai degrabă l-aș împărți în două și aș pune pe două laterale. Apăsați tare. Se poate foarte ușor curăța după aia, gen cu un cutter pe aici sau cu orice altceva. Ok. Lăsăm, nu știu cât lăsăm,
câteva ore l-am tărit. 24 de ore. Da. Îl lăsăm la întărit 24 de ore. Și o să fie gata treaba. Arată bine. Cea mai simplă metodă de a monta. Ciao, ne auzim!